doctor, după o bună perioadă de timp în care ați lucrat în străinătate, în Germania, la spitale de acolo, ați revenit acasă. Cum este, ce ați găsit la revenirea acasă după 12 ani în sistemul medical românesc? Da, o întrebare foarte bună. Am fost plăcut impresionat să văd că medicina și sistemul sanitar în România și în special în Constanța, oraș care mă interesează în mod expres, a evoluat și este în continuă dezvoltare și am putut, ăsta a fost unul dintre multele motive pentru care m-am întors și am fost bucuros să pot să aduc experiența pe care am acumulat-o în Germania, să pot să o practic aici, în Constanța, la mine acasă, cu un sistem, încă o dată spun, care m-a impresionat plăcut. Acesta a fost, să zicem, principalul motiv care v-a determinat să reveniți acasă? Nu, principalul motiv pentru mine a fost, să zic așa, plecarea mea, de fapt, întotdeauna a fost plănuită să mă întorc. Știam dinainte, din momentul în care am plecat, că mă voi duce să capăt experiența, să capăt, să zic, specialitățile și specializarea necesară pentru ca la un moment dat să mă pot întoarce pentru a practica aici cardiologia. Domeniul în care activați este unul care se dezvoltă și se modifică practic de la zi la zi. Apar noi tehnici, aparatură nouă. Cât de important e pentru români să beneficieze de accesul rapid la cardiologia intervențională? Da, aveți dreptate. Partea asta de cardiologie, cardiologia intervențională, se dezvoltă extrem de rapid. Este un lucru extraordinar de important ca un labor de coronarangiografie sau chiar mai multe să fie accesibile constanțienilor și nu numai, pentru că pot aici spune timpul înseamnă viață. Cu cât un pacient cu o boală coronariană sau cu un infarct miocardic acut ajunge mai târziu în laboratorul de coronarangiografie, cu atâta munca unui medic sau șansele pacientului de a supraviețui sunt mult mai scăzute. Nu orice pacient care are nevoie de o astfel de intervenție își permite sau poate pleca în alt oraș, în centre mari din țară pentru a efectua aceste intervenții. Cu cât este mai aproape de pacient acest laborator și această secție de coronarangiografie, cu atâta poate pacientul să profite de pe urma acestei noi tehnologii pentru noi. Ați revenit acasă, de scurt timp v-ați alăturat acestei echipe de la Ovidius Clinical Hospital. Sunteți, păreți să fiți un om care și-a calculat bine pașii în cariera profesională. Ce planuri aveți pentru secția pe care o conduceți aici și ce schimbări sau ce va oferi această secție atât pacienților cât și echipei pe care o coordonați? Da, am de gând să-mi construiesc o echipă de profesioniști, o echipă ce va lucra în principal pentru pacient și nu invers. De asemenea, în momentul în care noua clădire a OCH-ului va fi gata, va trebui să stabilim un program de gardă de 24 de ore în 24 pe parte cardiologică, în care pacientul va fi monitorizat de un medic specialist cardiolog, preintervențional sau postintervențional, chiar și pentru alte patologii, nu numai cele ce necesită intervenție coronariană. De asemenea, pot spune
pacienților care vor veni la noi, că vor beneficia și de un sistem de monitorizare la distanță, prin telemetrie, ceea ce nu va lega pacientul de pat. Am de gând să ajut și pacienții cu anumite dereglări de ritm cardiac ce necesită stimulatoare interne. Aici vorbim de stimulatoare interne, de o cameră, două camere și defibrilatoare. Și nu în ultimul rând, ca să spun așa, va fi laborator de coronarangiografie, la care pacienții vor avea acces direct. Bineînțeles, aici trebuie să menționez că este nevoie de o indicație strictă pentru cei care vor avea nevoie de această intervenție, pentru că până la urmă lucrăm cu inima, lucrăm cu arterele inimii și nu este un lucru pe care oricine ar putea să-l primească, să zic așa, să-i facă această intervenție. Îi asigur din partea mea că vor avea toată înțelegerea și voi comunica exact pentru înțelesul tuturor ceea ce înseamnă cu răbdare și, bineînțeles, voi avea nevoie și de o echipă în spate.